face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în sală, alături de Bianca Pătac. Mi-a devenit prietenă de curând, tocmai când decretasem că în vremurile astea tulburi nu mai ai cum să-ți faci prieteni. Astăzi ne va vorbi despre stres. Ce este, de unde vine, de ce ne stresăm și cum am putea să nu ne mai stresăm. După un parcurs prin Facultatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj, studii de specialitate postuniversitare de pneumologie la Spitalul Județean Cluj și Institutul Național de Pneumologie Marius Nasta din București. După 5 ani de Facultate de Comunicare și Relații Publice, după specializare și activare în coaching, în prezent doctorand în neuroștiințe, da? Astăzi, în fața dumneavoastră, noua mea prietenă, Bianca Pătac. Întâi vreau să mă întreb, cineva stresat din sala asta? A fost cel puțin o dată stresat în viață? Nu. Vreau să întreb invers. Cine n-a fost? Cred că sunteți la locul potrivit. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți în număr așa de mare și foarte frumos aici. Și vreau să vă spun că veți pleca cu cel puțin 10, am pregătit 15 idei antistres care puteți să le puneți în aplicare exact de mâine, de fapt după ce plecați de aici. A fost cineva vreodată îndrăgostit în sala asta? De mai multe ori. Neapărat, depinde. Bun. Asta este un stres bun. Ați auzit de eustres și de distres? Eustresul ne îmbunătățește nouă funcția fizică și mentală. Cum reușește să facă asta? Există acest hormon de stres care ce fac? Ne furnizează nouă cantitate suplimentară de energie sub formă de glucoză care ajunge la nivelul creierului nostru și oxigen pentru că bronchile se dilată și ne dă o stare de bine și o stare plină de energie ca și atunci când am fi îndrăgostiți. Și o să vedem cum putem să fim îndrăgostiți toată viața. Cum experimentăm fiecare stresul? De exemplu, o frustrare, nemulțumire, accidente, deces, nunțile, botezurile și uneori chiar și un succes neașteptat ne poate produce stres. În toate aceste situații care le-am enumerat, organismul nostru răspunde identic. Nespecific, prin modificări structurale, funcționale, care ce fac? Ne furnizează o cantitate mai mare de energie pentru a putea face față acestor situații. Dar dacă aceștia sunt factori de stres, de fapt ce este stresul? Pare dificil să înțelegem că lucruri total diferite, ca o tristețe puternică sau o bucurie exagerantă, produce în organismul nostru același efect. Se numește efectul stresor. De ce majoritatea oamenilor cred că excitația emoțională sau tensiunea nervoasă este echivalentă cu stresul? Pentru că noi, oamenii, avem creierul, avem sistemul nervos central cel mai dezvoltat dintre toate speciile care există pe planeta asta. Și atunci, excitația emoțională, practic, reprezintă cel mai puternic inițiator al stresului, al efectului de stres în organismul nostru. Credeți că putem să evităm stresul? Având în vedere ceea ce v-am zis legat de utilizarea energiei? Nu. Stresul nu poate fi evitat și nici nu trebuie să fie evitat, că organismul nu se mai stresează, nu mai are acel efect stresor în momentul în care nu mai există. În momentul în care am decedat, nu mai există nevoie de energie. Prin urmare, și în timpul somnului, există acest efect stresor pentru că inima ne bate, plămânii trebuie să funcționeze, toate organele noastre funcționează. Ele au nevoie de acea energie. Să vedem de ce ne stresăm și după aceea vedem ce putem să facem să nu ne mai stresăm. Încercăm să schimbăm factorii din mediu. Nu știm că, indiferent de factorii din mediul nostru, reacția noastră este cea care ne provoacă stresul. Nu știm că nu suntem victimele genelor noastre. Credem că îi moștenim pe părinții noștri, bolnavi,
obezi, alcoolici, nu avem obiceiul să ne urmărim gândurile. Gândurile noastre ne determină acțiunile noastre. Noi alergăm în permanență, fugim, ne luptăm, pentru că considerăm că supraviețuirea e scopul suprem al vieții noastre. Credem că fugim, de fapt, pe succes, relații fericite și așa mai departe, dar noi nu ne le-am definit. Am preluat inconștient fricile strămoșilor, bunicilor, părinților, care ei au crescut într-un alt mediu. Noi ne dezvoltăm și creștem într-un alt mediu, dar ne-am format și ne formăm viitorul pe baza fricilor strămoșilor noștri. Nu realizăm că banii, succesul, relațiile fericite și așa mai departe sunt consecința unui efort permanent și consecvent îndreptat către un scop ales de noi în mod conștient, acea direcție în care noi am ales, în care ajungem să devenim cei mai buni. Cea mai bună versiunea noastră. Banii, succesul sunt rezultante. Hai să vedem cum să nu ne mai stresăm și să conștientizăm că mediul și oamenii evoluează și să începem să ne scriem și să ne trasăm propriile noastre repere, valori, propriile noastre idealuri și să începem să trăim așa cum ne dorim noi. Noi suntem singura specie care putem să ne proiectăm viitorul. Nu există nicio specie pe suprafața Pământului care are această capacitate de a-și imagina. Și să mai conștientizăm că chiar dacă am crescut și trăit în familii cu probleme, unde ne-am dezvoltat anumite reacții și anumite comportamente, să conștientizăm că epigenetica nu este permanentă. Și să mai conștientizăm că viața înseamnă evoluție, nu supraviețuire. Și atât oamenii cât și mediul și știința a evoluat și a descoperit că genele noastre nu se pot porni și opri singure și există ceva deasupra lor care le comandă. Și asta înseamnă creierul conștient, care îl avem doar noi și capacitatea de a ne imagina. Să începem să ne folosim cei care o avem și să ne dezvoltăm cei care nu avem imaginația. Și putem să ajungem oriunde ne putem imagina. Dacă nu ne imaginăm, nu putem ajunge nicăieri. Și la un moment dat zicea Einstein că imaginația e de 1000 de ori mai importantă, pentru că ea ne duce oriunde, iar rațiunea ne duce de la punctul A la punctul B. Și să mai conștientizăm că epigenetica și acele alterări epigenetice nu sunt permanente, nu e modificare în structura genelor noastre, ci doar în funcționarea genelor noastre și noi putem să ne exprimăm alte gene, să nu ne exprimăm genele care produc hormonii de stres, cortizol, adrenalină în exces și să ne exprimăm alte gene, de exemplu genele care produc serotonină, dopamină și alți hormoni și depinde asta numai de noi. Când mergeți acasă, cei care n-ați ajuns acolo unde v-ați dori să ajungeți, înseamnă că nu v-ați definit foarte clar ce înseamnă succesul pentru voi și e foarte important să vă definiți ce înseamnă pentru fiecare succesul sau relația fericită. Asta cred că chiar e finalul și să ne alegem în mod conștient scopul spre care vrem să ne îndreptăm cu bucurie și pasiune în așa fel încât să devenim varianta noastră cea mai bună. Și prin urmare alegeți să deveniți proprii voștri idoli și idol pentru cei care au nevoie de voi. Vă mulțumesc! Acum, cei care mă cunosc de cel puțin 10-20 de ani știu ce-mi place mie. Știți? Să dansăm o zorba cu toții, aici. Haideți! Dar chiar să dansăm, da? Da, da. Toată lumea, dacă ne pune Domnul muzica,